Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul săptămânii 11-17 decembrie pentru Zodia Pești. Oamenii mei dragi, vă mulțumesc pentru susținere, mesaje, vă urez numai bine și vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Haideți să vedem ce vor să vă transmită îngerii pentru Zodia Pești, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot. Veți radia de fericire, de optimism, de lumină, de claritate, va veni lumina în viața dumneavoastră și văd că veți avea foarte multă energie, veți fi mai pasional decât de obicei și veți fi mai, cum să zic eu, plin de voi, mai sigur pe voi, mai încrezători. Să urmăriți esența dumneavoastră. Și să știți să vă deschideți inima că totul pleacă de la dumneavoastră, să știți. Deci primul pas îl faci tu și totul va începe cu tine. Să mențineți un echilibru, să meditați, să mențineți un echilibru în ce privește pământul și cerul, adică vă cere un echilibru între paradis și pământ. Da? Să meditați, să vă rugați cu mânuțele pe inimă așa și să încercați să vă găsiți echilibru pentru a avea armonie și pace în viața dumneavoastră. Și va trebui să vă deschideți inima, că văd că nu vă e frică sau vă simți, poate sunteți nesiguri. Da? Dar oricum veți radia în această săptămână, veți fi mai încrezători și nu uita în ce privești persoanele din jurul tău, deschideți inima, că totul începe cu tine, da? Și veți vedea că se vor rezolva de la sine dacă dumneavoastră vă veți deschide inima altor persoane. Și văd că o instituție va avea un rol important, poate veți merge la biserică în această săptămână, poate veți merge la un maestru, poate veți merge la un preot, de ce nu? Văd că spiritualitatea va avea un rol important în viața dumneavoastră în această săptămână. Eu am să cer și un sfat, un mesaj din partea spiritelor pentru dumneavoastră, pentru Zodia Pești, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care sunt născuți în Zodia Pești, pe canalul meu Luminița Tarot, pentru cei care vor vedea acest videoclip. Un mesaj, un sfat pentru ei, să vă conectați cu animalele sau aveți un animal, cum să spun eu, un animăluț care nu mai există, ați pierdut poate un animal și acest animal vă e alături și e nevoie să vă conectați la acest animal pentru că veți avea parte de vindecare. Văd ghidarea unui spirit, unui animal care vă stă aproape. Aveți acolo un animal aproape de dumneavoastră. Conectați-vă lui și veți vedea că vă veți vindeca. Poate ați pierdut chiar și o pisică sau un cățeluș sau un animal de companie. E nevoie să vă vindecați. Acest animăluț e alături de dumneavoastră. Și în această săptămână văd că vă veți ruga, veți oferi și aveți nevoie de ajutor sau veți ajuta să onorați persoanele din jurul dumneavoastră, să onorați interesele dumneavoastră, ideile dumneavoastră. E nevoie, cred că, să dați o mână de ajutor, să fiți mai înțelepți, veți fi mai înțelepți în această săptămână. Cred că veți oferi și altor persoane ajutorul care au nevoie, veți întinde o mână de ajutor și vă veți ruga în această săptămână. Văd foarte mult acest lucru. Haideți să vedem și tarotul ce are să vă transmită pentru Zodia Pești, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot. Ce va fi, ce se va întâmpla, ce fel de energii vor fi în această săptămână care va urma în viața zodiei Pești. Pentru toți cei născuți în zodia Pești, ce va fi, ce se va întâmpla, cum va fi această săptămână pentru ei?
Pachetul este pregătit. Da, e posibil să fi primit o veste. Văd că ați dat o femeie la spate sau voi, dacă sunteți femei, faceți un drum și ați dat la spate acele furtuni care prin care ați trecut. Văd că va reveni pace în viața dumneavoastră și veți primi o veste, o veste, o experiență emotivă, poate veți întâlni pe cineva nou sau veți avea foarte multă intuiție. Văd că cred că veți dori să plecați, dar foarte repede, să acționați în ce privește un proiect intelectual al dumneavoastră care vă umple de emoții. Aveți mult de învățat și vă simțiți pregătiți pentru a face acest drum, să începeți acest drum. Doriți mai multe informații, vă veți informa mai mult, veți aprofunda mai mult o situație. Poate chiar va cere o schimbare în proiectele noastre, să fiți deschiși și la acest lucru. Vă poate ajuta mai multe informații să aprofundați. Și vă mai sfătuiesc să controlați anumite documente, pentru că e important. Foarte frumos. Poate veți fi un pic mai directă și mai puțin diplomatică. V-aș cere să fiți un pic atenți pentru a nu răni pe ceilalți. Asul de monede, o veste, un nou început, un nou început, poate fi o nouă chestiune sau o problemă de rezolvat. Problema cred că ați rezolvat-o, dar îmi zice ceva nou va veni pe în strada dumneavoastră, în viața dumneavoastră. Veți primi vești, poate vi se va oferi ajutor, poate vi se va oferi bănuți. Văd foarte multă abundență în ce privesc proiectele dumneavoastră. Poate veți primi ajutor sau sfaturi din partea altor persoane sau veți începe ceva nou sau veți schimba un loc de muncă sau veți face ceva dumneavoastră. Poate și semnați un contract. În ce privește trecutul dumneavoastră, văd că sunteți în defensivă, vă protejați pentru că ați trecut prin anumite probleme și nu doriți să mai faceți aceste erori, aceste greșeli și vă văd acolo un pic că sunteți în gardă, da? Sunteți în gardă acum. Acum știți mai bine ce trebuie să faceți pentru a nu trece prin aceste lucruri din nou. Patru de bețe îmi spune că veți reuși în ceva în casa dumneavoastră, va fi o bucurie în casa dumneavoastră sau vă veți întoarce undeva în trecut unde ați mai fost, poate vă veți întoarce la familia părintească, de ce nu, dar văd petrecere și voie bună și bucurie în casa dumneavoastră, veți reuși să rezolvați ceva anume, veți reuși să duceți ceva la bun sfârșit, de ce vrește casa dumneavoastră, pentru că văd satisfacție, văd răsplătire, siguranță financiară aici. Văd că e și momentul, poate veți celebra un eveniment important sau veți lua o nouă casă sau un copil. Văd aici petrecere în casa dumneavoastră și veți face un drum, veți deține controlul situației, veți avea succes la drumul dumneavoastră, să știți. Veți pleca și veți ști să gestionați acele priorități diferite și vei ieși învingător, da? Veți primi mari recunoștințe și recunoștințe pentru munca dumneavoastră. Wow! Și va fi o schimbare pozitivă în viața dumneavoastră. Cartea destinului îmi spune că în drumul dumneavoastră vi se vor deschide uși. Da? Veți avea parte de oportunități, de afaceri. Da, cum spuneam, vă întoarceți undeva în trecut dumneavoastră. Veți reuși să rezolvați ceva anume, să duceți ceva la bun sfârșit. Da, deci foarte frumos. Să aveți încredere în dumneavoastră, că norocul va fi de partea dumneavoastră, o nouă șansă vi se va oferi. Și un bărbat, sau poate chiar dumneavoastră veți fi acest bărbat mai încrezător, mai plin de voi, poate chiar și impulsiv sau mai entuziasmați, mai fascinanți. Vă veți ocupa de proiecte și veți lua decizia în mâinile dumneavoastră. Vă văd că sunteți un lider, să spunem așa. Dacă sunteți femei, poate un bărbat va avea un rol important în casa dumneavoastră, în destinul dumneavoastră. Oricum o să aprofundez situația și aveți
Puteți să realizați visurile dumneavoastră, puteți să manifestați ceea ce doriți. E, magie va fi în viața dumneavoastră, poate un copil, poate un nou început, poate veți începe din nou să comunicați sau să începeți ceva nou, de ce nu? Un nou loc de muncă. Văd că ceva nou, veți realiza visurile dumneavoastră, să știți. Se va întâmpla un miracol, să spunem așa, veți avea parte de resursele și susținerea necesară pentru acest nou început. Veți termina un ciclu și veți începe ceva nou, să știți, în această săptămână. Foarte important, au ieșit trei arcane majore. Veți pleca la drum să rezolvați lucrurile, le veți rezolva, veți fi încrezător și că ați dus la bun sfârșit aceste lucruri și veți avea parte de un nou început. Haideți să vedem, vreau să clarific aceste cărți. Veți pleca la drum undeva unde ați mai fost. Da. Vreau să zic că un înger vă stă alături. Văd că există o prezență a unui înger în viața dumneavoastră și acest înger vă protejează, vă ajută. Veți ascensiona, să spunem așa, vă veți conecta cu planurile superioare, veți primi și semne de la îngeri, v-aș recomanda să fiți atenți la semne ce privește acest nou început, monede, piume, adică ce vedeți, nu mai știu cum se numește în română, deocamdată nu-mi vine acum, semne de tot felul, e nevoie să fiți prezenți pentru a înțelege acele semne, că le veți primi, aveți protecție divină, să știți. Da, în ce privește acest trecut, doriți să mergeți la drum, veți dori să faceți o călătorie, vă văd în mașină, în ce privește trecutul dumneavoastră, veți schimba o direcție, da, văd că veți menține controlul vieții dumneavoastră. Și în ce privește această petrecere, va fi la locul de muncă. Vați avea parte de răsplată pentru eforturile depuse. Vă văd foarte focusați și dedicați pentru a strânge cât mai mult ca o albinuță, cum este ea aici. Și munca în echipă va avea un rol important. Cred că și în casa dumneavoastră veți munci în echipă, să spunem așa. Da? Văd mai multă unitate în viața dumneavoastră, mai multă armonie. Aveți grijă la drumul dumneavoastră, că veți avea parte de trădări, de dușmănii, de cineva poate posibil să vă rănească, să vă atace, de ce nu. Aveți grijă la în drumurile dumneavoastră, la dușmanii ascunși. Asta vă recomand. În ce privește destinul dumneavoastră, văd că va fi un impact, veți face un impact în viața dumneavoastră. Vor veni o serie de consecințe, să spunem așa. Veți influența destinul dumneavoastră. Sau destinul acesta, când vorbește de destin karmă, roata norocului, poate să-mi spună că poate va avea un rol important în viața noastră această schimbare. Va face un impact important. Și vă va influența, să spunem așa. În ce privește acest bărbat, dumneavoastră sunteți, dacă sunteți femei, de ce nu și energia dumneavoastră sau poate un bărbat, văd că sunteți disciplinați, eleganți, doriți să vă perfecționați mai mult în talentele dumneavoastră, în proiectele dumneavoastră, vă cere să fiți puternic focusați pe ceea ce faceți, da? Să o faceți cu eleganță și cu disciplină. Vedeți? Și un nou început, veți fi pe scenă, în centrul atenției, oamenii mei dragi. Veți fi în centrul atenției. Veți atrage foarte multă atenție și veți deveni famoși, să spunem așa, în această săptămână. Foarte frumos. Cred că la locul de muncă sau un tânăr va avea un rol important, sau în visele dumneavoastră văd că veți avea parte de reușită, sau în proiectele dumneavoastră. Văd aici foarte multă atenție pe persoana dumneavoastră. Sunteți foarte încrezători în această săptămână și sunteți și foarte isteți, să spunem așa.
Deci veți ști cum să atrageți atenția altor persoane. Voi folosi și această carte a îngerilor pentru Zodia Pești, un mesaj pentru dumneavoastră, pentru următoarea săptămână, pentru toți abonații mei de pe canalul meu Luminița Tarot, Zodia Pești. Wow, să aveți încredere în rugăciune cu iubire și umilitate. Da? Să aveți, cum să zic eu, să aveți încredere în rugăciune, da? Și să vă rugați că este forma cea mai înaltă de comunicare cu un spirit superior. Veți fi conectați și veți dori să vă conectați cu o persoană dragă vouă, de ce nu, sau cu îngerul dumneavoastră. Zic din nou, să ai încredere în rugăciune și că este cea mai înaltă formă de comunicare cu un spirit superior. Spune că va fi pentru tine mari oportunități și avantaje. Arcangelul Sandalfon, vei primi o revelație din partea sa când să te rogi cu iubire și umilitate. Umilitate. Dacă ești deschis să primești răspunsuri, se pot întâmpla miracole. Oamenii mei dragi, am văzut că foarte multă spiritualitate în această săptămână pentru voi și înțelepciune. Deci, eu am să mai repet o dată ce a zis, că îmi place. Să ai încredere în rugăciune. Este forma cea mai înaltă de comunicare cu un spirit superior. Și vor fi pentru tine mari oportunități și avantaje. Arcangelul Sandalfon îți va revela când să te rogi cu iubire și umilitate și să fii deschis să primești răspunsuri, că vor fi miracole. Oamenii mei dragi, sper că vor fi miracole pentru dumneavoastră în această săptămână. Dumnezeu să vă binecuvânteze pașii. Doamne ajută tuturor să aveți parte de acea profunditate de iubirea divină și de împliniri, da? Și de multă iubire și stabilitate, oportunități. Oamenii mei dragi, ne vedem la etalarea zilnică. Vă îmbrățișez cu drag și Doamne ajută tuturor să vă binecuvânteze pașii. Mai bine, la revedere, sănătate, v-am pupat!